mulțumesc frumos pentru aplauze, foarte drăguț. Super. Ma. Mi se pare că s-au schimbat un pic acum vremurile, în sensul că oamenii ne recunosc un pic. Adică se întâmplă din când în când să mă mai recunoască unii oameni, doar că unii exagerează atunci când ne recunosc. Adică am fost la un dat la McDonald's să-mi iau o înghețată și tipul de la ghișeu când m-a văzut, bă, a făcut prea mult. Mă simțeam eu prost de cât de mult a făcut. Eram la ghișeu acolo și el m-a văzut și era... Mamă, zici că a venit Messi! Și l-a chemat pe colegul lui Georgică, care pe Georgică efectiv îl durea în pulă de mine. Bă, nu-i păsa. Stai aici, era. Georgică, vină puțin. Georgică, bă, dădea sare la cartofi. Nu-l interesa de mine, înțelegi? Și vine Georgică și zice, da, ce e? Și ăsta de la ghișeu zice, uite. Și Georgică era așa. Pula, clienți. Așa mai vin la noi, clienți. Și ăsta era așa. E ăla de la Ai Umor. Și Georgi, care o replică genială, zice, a, mă, crezi că eu am timp să mă la toate căcaturile? Și a plecat la... Eram la un dat într-un restaurant și mâncam și în timp ce mâncam am auzit oameni care treceau pe lângă mine și erau, uite-l pe ăla care face stand-up. Păi, ești prost, m-au recunoscut. Deja mai mâncam normal cu mâna, cum mănânc eu. Furculiță, cuțit, pusesem un prosopel, am pulea așa, zice, stăteam drept. Auzeam oameni, treceau pe lângă mine. Uite-l pe ăla care face stand-up. Bă, nu se poate, sunt toți șase aici. M-am ridicat, am plătit și când mă uit era micuț în restaurant. El era ăla care făcea stand-up. M-am dus, am făcut o poză cu el. Și am plecat. A intrat o dată într-un sediu fan curier și atunci când am intrat, tipul de la ghișeu m-a văzut și a făcut fix așa. Pa, mă, să... Pa. Deloc nu-mi place stand-up-ul din România. Și am, bă, am venit să pun un colet, nu... Nu zic nicio glumă. Iartă-mă. Și ăsta era supărat. Eu nu mă uit, mă, la stand-up în România, că nu au niciun haz comedianții din România. Nu mă uit, nici Bobonete ăla. Nu-mi place absolut deloc. Eu mă uit în afară. Că Bobonete nu e lui C.K. Da. Dacă e să o luăm așa, nici fan curierul nu-i de HL. Na, căcat, îți faci treaba. Dubios. Și mi-am dat seama în momentul ăla că atunci când nu te ocupi de o chestie, atunci ai pretenții de la chestia aia. Ca atunci când nu muncești. Când nu muncești, ai pretenții de la alții să facă treburile ca lume. Ați văzut că atunci când ești obosit și vii după o zi plină de muncă, te duci la un restaurant să mănânci. Și ești mega obosit. Și când îți aduce comanda, ospătarul uită să-ți aducă șervețele. O să-l înțelegi. Că știi că și el e obosit ca și tine și muncește și e greu. Dar dacă nu faci nimic și după aia te duci la restaurant și uită să-ți aducă șervețele. Pa! Ce restaurant de căcat! Doamne! Numai în România se poate întâmpla așa ceva. Suntem nenorociți, pe bune. Paradoxal, cu cât ești mai la bagiu, cu atât ai pretenții mai mari la femei. Incredibil, ați văzut? Și am încercat să-mi explic de ce și mi-am dat seama. Pentru că tu dacă stai închis în cercul tău de actrițe de filme porno, care-s bune, că de-aia sunt actrițe de filme porno, și când o vezi pe Alexandra, care e o fată absolut ok, nu-ți mai place. A. N-are botox. A. N-are silicoane. Mulțumesc frumos, știu, e... E taică-miu, e... E dubios, serios. Așa dacă ești cu o femeie normală, care faci sex acasă,
După aia, când ești pe stradă și o vezi pe Alexandra... Băi, e mișto, Alexandra. E foarte mișto, Alexandra. Așa e, ai pretenții. Ai pretenții de la ceea ce nu te pricep. Femeile, la început, când nu ies cu nimeni și sunt încă copile, se gândesc că se vor mărita cu un prinț. Că nu știu cum sunt bărbați. Și după aia, când ies și încep să cunoască, sunt mulțumite și să nu se bășească de față cu a ei. Și nu știu, să meargă cât de cât drept. Asta e. Nu mai au pretenții, știi? Să fie ok. Și dacă... Și după ce văd câțiva bărbați handicapați, ar putea renunța la unul dintre criterii, că... Femeile sunt minunate, oricum, chiar sunt absolut minunate, pentru că... Eu am vorbit la un dat cu un prieten care s-a căsătorit vara asta și a devenit modelul meu în viață. Pentru că el n-a făcut absolut nimic pentru nunta lui. N-a devenit modelul meu pentru că s-a căsătorit. N-a făcut nimic pentru nuntă. Și l-au întrebat, bă, dar tu ești nenorocit, tu chiar nu vrei să faci nimic, nu știi cum vrei să arate nunta ta? Și el mi-a zis fix așa, bă, tu ai impresia că nunta aia e pentru mine? Tu așa crezi? Nunțile sale lor, bă, handicapatule, că era așa. Și mi-a zis, eu la toate nunțile la care am fost, e și mama în sală, am uitat să vă spun. Eu la toate nunțile la care am fost, eu am băut, eu n-am prins tortul. La 12 eram pulă. Ea n-a băut. Ea a stat, a observat, informații, că așa face handicapatul. Știe perfect cum vrea să arate nunta ei. Și am, bă, știi că ai dreptate. Și mi-am dat seama acum, dacă o să mă căsătoresc vreodată, cum o să mă căsătoresc? Să mă duc la femeia cu care vreau să mă însor și o să-i zic, vrei să fii soția mea? Da? Te ocupi? Pentru că sale lor nunțile, nu sale noastre. Bine. Sunt unii oameni care vor să le fure nunțile femeilor. Nu. Homosexuali. Vor să vă ia nunțile. Vor să fie și ele mirese. Ei cred că era mai corect. Eu n-am o problemă. Adică, Doamne ferește, toată lumea trebuie să facă... Na. Poftim? Nuntă? Da, așa este. Eu nu cred că homosexualii vor să se legalizeze căsătoria. Adică vor, vrea doar o parte. Vrea partea aia care vrea să se mărite. Partea aia care trebuie să însoare sigur nu vrea, vă dați seama. Nu există niciun bărbat care are emoții pentru nuntă. Tu știi că pe 6 august trebuie să fii acolo, că altfel mori. Atât ai de știut. Și mi-am dat seama și m-am gândit și... Bă, dacă ar vrea să legalizeze imediat căsătoria, ar trebui să facă o treabă, să facă un referendum prin care se întrebe fix așa. Sunteți de acord să se legalizeze căsătoriile între homosexuali și să se ilegalizeze între bărbați și femeie? Eram în stradă acum, băieți. Că femeile la începutul relației nu vor să se mărite. A, e o prostie măritatul. E milă de femeile care vor să se mărite. Și în 3 ani, nu știu ce pula mea le apucă. Că-s toate, dar nu mă cer de soție. Femeie ștâmpită ilegal. Vrei să mă bage la pușcărie? Asta vrei? Bă, prea toate nunțile-s la fel. Când te căsătorești, toată lumea cere la fel. Nu vi se pare că-s prea comune cererile în căsătorie? Eu de-aia aș vrea să se legalizeze căsătoriile între homosexuali. Să se mai diversifice un pic treaba.
Eu dacă aș fi homosexual și m-ar cere cineva în căsătorie, mie mi-ar plăcea să mă ceară la pește. Să fim acolo pe baltă, să scoată un caras. Vrei să fii soțul meu? Da, vreau. Sau la FIFA. Să mă lase să-l bat, că na, pe mine mă cere. Să-i dau gol după gol, să enerveze în ultimul hal, să-i mai dau două goluri, să ia joystick-ul, să-l dea de pământ și când se sparge să iasă inelul din joystick-ă. Altceva, nu? Îți vine să dai share la treaba asta. Așa căcat, poliția, ne-a oprit poliția, dar nu, eu te cer în căsătorie. Du-te, mă, pula mea! Ceva original. Oricum, am impresia că nu poate să funcționeze o nuntă de homosexuali în România. Pentru că lăutarii ar fi derutați. Ia-ți mirea... S-a furat miresul! Nu poți să faci... Nu poți să te duci să le urești ceva de... Să aveți copii frumoși. Nu știu ce... Casă de piatră și găuți de beton. E ok? Nu poți să se păstreze tradițiile... Nu poate să iasă mirele la 12 noaptea cu cearceaful. Plin de căcat. Nu mă mințit, era virgin. Ca înțeles pus în pericol. Cum? Ați văzut că Iohannis vorbește despre nunțile homosexualilor și astea sunt problemele noastre în România. Trebuie să rezolvăm chestia asta neapărat. Trebuie să le dăm voie să se căsătorească. N-au unde să plece în luna de miere pentru că n-avem autostrăzi, dar lasă-i să se bucure măcar de nuntă. Văd că Iohannis nu prea vorbește și îi dau dreptate că n-are timp să vorbească. El trebuie să facă bani. Pentru că e un mandat, e 5 ani. Tu în 5 ani trebuie să-ți rezolvi problemele cu bani. Ai două mandate dacă ai noroc să piști cu Dăncilă în turul 2, dar altfel nu. Nu știu dacă știți, dar Iohannis are un salariu de vreo 4.000 de euro pe lună. Ceea ce ne-am gândit că, bă, e ok. 4.000 de euro, te descurci. Asta până când afli că antrenorul de fotbal al Naționalei României câștigă aproape 40.000 de euro pe lună. Și zici, bă, nu cred că e ok. Nici nu bate pe nimeni. Frate, nu e ok. Trebuie să fac bani. Că nu poți să stai pentru 4.000 de euro pe lună când antrenorul de fotbal al țării pe care tu o conduci și trebuie să-i rezolvi toate problemele, ia aproape 40.000 de euro. E ca și cum ai merge să te angajezi manager la un restaurant și ți-ar zice acolo, da, deci pentru postul de manager, să știți că la noi, ospătarii au 80 de milioane salariu. Da? Dumneavoastră, dacă vreți să fiți manager, trebuie să vă bateți cu mulți care sunt candidați, dar se merită. Avem 15 milioane salariu. Nu o să te bați pentru că știi că o să ai salariu 15 milioane. O să te bați pentru că tu știi că o să faci inventarul. Mie așa mi se pare, pentru că ar fi absolut penibil, ar fi absolut penibil să câștige doar atâta Iohannis. Adică s-ar întâlni cu antrenorul de fotbal Contra la magazin, ar veni Contra cu Tuareg, Iohannis cu Polo, ar întâlni la raft, Cosmin Contra și-ar lua lapte Müller, ia uite Iohannis, lapte nemțesc. E mult mai bine acum.
Și Iohannis are om pula mea. Care nici măcar nu știe dacă e lapte. Că până acum câțiva ani era mașină. Astea sunt problemele noastre. Aia am văd de viață în continuare. Am despărțit de ceva timp și știți cum sunt despărțirile la noi în România. Bă, gami, aici pula mătă. Fă-tu-ți gura mătii să... Ca orice familie tradițională. Și după asta mi-a scris o tipă din Craiova, foarte drăguță, țâțe, cur, față, na, nu e ca și cum aș putea să fac și pretenții acum. Aia a zis, mi-a scris foarte drăguț, mi-a zis, ce faci frumocule? Am zis, bă, cred că ea e. Cred că am găsit-o. Și mi-a zis, eu vin până la mall, dacă nu vrei să ne întâlnim, zic sigur că da, hai să ne întâlnim. Eu am un BMW din 2004, e o mașină senzațională. Ca să vă dați seama cât de mișto e, mie mi-a vândut frate-mi mașina asta. Și tot i-a dat kilometri înapoi, adică... Și mi-am luat BMW-ul, l-am șters de praf, că rugina nu prea se mai ia, nu știu ce. Și am plecat la mall. Și m-am întâlnit cu ea, am stat de vorbă cu ea, am întrebat-o ce lucrează, ea mi-a zis, nu lucrez, sunt în concediu, dar am lucrat în Elveția. Bă, o face ceasuri, femeie. O lucra la bancă. Și am continuat să mergem prin mall, timp în care a început să se plângă. A zis, aș fi rămas și eu în București, dar... N-am unde să rămân, că nu mai e niciun loc la hotel. Tot Bucureștiul e ocupat. Îți dai seama, miercuri seara Bucureștiul full, n-ai nici... Nancy, ok, poți să rămâi la mine, nu-i ca și cum nu mi-aș fi dorit. Și atunci a avut o discuție cu ea însă și în care a făcut fix așa. Oh, nu. Nu e ok să rămân din prima la tine. Nu se face așa ceva. Hai că rămân. Vezi că putem să ne înțelegem? Și azi, înainte să mergem la tine, hai să mai mergem să mai stăm undeva puțin. Eu sunt din Otopeni, noi pe toate pe care le cunoaștem, le ducem la aeroport, atâta avem, nu chiar la aeroport, lângă aeroport. E un loc unde poți să parchezi cu mașina și avioanele trec super aproape peste mașină. Și când trec atât de aproape, lor le dă o stare de... Dă să fut despre dacă asta e. M-a surprins și pe mine asta. Și era momentul în care trebuia să mă duc să iară BMW-ul meu. Vă dați seama, nu prea ai ce să iarăți la un BMW din 2004. Am urcat-o în mașină, eram... Ia uite! Avarii! Și ea a zis să mergem cu mașina ei, am dus mașina mea până la mașina ei, avea un BMW X5, am zis, da, ai dreptate, hai să mergem cu mașina. Și înainte să ne urcăm în mașina ei, mi-a zis, ia cheile și condutul, că eu vreau să fac un cui. Eu nu mai fumasem iarbă niciodată până atunci. Vorbesc foarte serios. Absolut niciodată. Și a trebuit să o joc tare. Trebuia să impresionez în seara aia ca să fie totul bine. Și când am ajuns la parcare acolo de lângă aeroport, ea a zis, terminând de făcut cuiu, a zis, știu că vouă, comedianților, vă place foarte mult să fumați iarbă și că fumați foarte multă iarbă. Și eu eram aici. Ea. Da! Fumăm foarte multă iarbă, da, știi? Fumez, da. Dă cuiul ăsta încoa, tu ia și mai fă-ți unul, că eu pe ăsta îl fumez singur. După 4 fumuri, n-am așa... Mamă... Ăsta aterizează pe noi.
Vreau să mă întorc cu scaunul, ca la Vocea României. Și toată nebunia asta am întors la ea și am zis, auzi, dar tu ce ai lucrat în Elveția? S-a făcut o liniște și mi-a zis să nu mai pune alte întrebări pentru că nu vreau să te mint. Dar am lucrat pentru niște petreceri private. Nu știu dacă știți, dar nu prea să fac ceasuri la petreceri private, adică... Nici băncile nu prea lucrează cu... Cred că e cam curvă. Cred că am nimerit o coaptă. Nu o să dau greș în seara asta. Gândeam oare cât o să-mi ceară. Și după asta mi-a spus, sper că nu te-a deranjat. A pus mâna așa pe mine și a venit spre mine să mă sărute. Știu dacă știți cum e să fii mort de drogat și să vezi două buze pline de botox. Botox, care vin spre tine. Eram așa, Mane? 600 de puli elvețiene? Vor să te sărute. Ce faci? Și ca să vedeți cât de prost sunt, am zis, bă, știi ce? Bine că nu-s pul românești. Astea-s pul elvețiene. Astea-s pul precis. Astea nu dau greș. Am pus mâna pe ea și i-am spus, nu cred că sunt pregătit încă. Am început să mă gândesc, bă, ceva nu e ok, ceva nu e bine aici. Nu se întâmplă bine. E o femeie care îmi dă să conduc un BMW X5, are țâțe, are botox, are cur. Îmi dă să fumez iarbă, ceva nu e în regulă aici. Și m-am panicat de m-am căcat pe mine. M-am panicat în ultimul hal și am zis, asta vrea să-mi fure din casă. M-a ridicat în capul oasului, i-am zis, du-mă la mașină! S-a uitat la mine, da, dar tu conduci, adică tu ești... Da, așa e, mergem la mașină. Am ajuns acolo unde îmi parcasem eu mașina, m-am dat jos, eram... Bă, pleacă că tu vrei să-mi furi din casă! Am terminat. Și a plecat și... Nu mai era mașină. Zis, nu cred că din casă voia să-mi fure. Am făcut în filmul, deja când am fost atunci la parcarea subterană, i-am lăsat ușa deschisă un pic, au venit niște băieți care lucrau cu ea, deja pe o mie pe la slatina, la dezmembrări, că altceva n-ai ce să faci cu ea. Și din cauza că fumasem iarbă, eram trist că mi s-a furat BMW-ul, dar totuși îmi venea să râd că mi s-a furat BMW-ul. Se părea tare. Am sunat la poliție. Și vrând să maschez că-s fumat, mai rău făceam, pentru că eram așa. Alo! 112? Mi-au furat mașina. Au venit doi polițiști, era noapte, mi-amintesc perfect. Parcă îi văd cum veneau așa spre mine și eram... Cine poartă șapcă noaptea? scuze. Și polițiști erau mega serioși, erau așa. Descrieți-mi mașina. BMW. Și i-am spus, nu, anul și culoarea mașinii. BMW albastru din 2004.
Și polițistul are o replică genială. Se uită în ochii mei și face fix așa. Asta? Eram aici așa. Sunteți foarte bun pe ceea ce faceți. Vă mulțumesc din suflet. Că a fost mare voi cum sunteți absolut minunați. O seară faină.